Nu vor case luxoase ori vile cu piscină și nici măcar să câștige potul cel mare la loto. 100 de familii din Brașov vor apă potabilă. De 3 luni de zile acesta e visul lor cel mare. Deocamdată însă trăiesc un coșmar, trebuie să care zilnic bidoane cu apă de la un pârâu din cartier, iar apa de acolo nici măcar nu e potabilă. Asta să mă capacul, ca să pun aici cu bidonul apă și ridic de aici ca să duc apă. Nu curge deloc, de 3 luni de zile, uitați noastră. Nici caldă, nici rece și nu au nicio vină. Am rămas cu niște datorii enorme de pe urma fostului președinte și al administrației proaste pe care am avut-o înainte. Administratorul a încasat banii de la oameni și s-a făcut nevăzut. Facem baie pe la prieteni, pe la părinți, suntem lumea a treia deja. Alții s-au îmbogățit pe spatele nostru. Au șoluat de toate și noi stăm săraci fără apă, fără nimic. Și stăm, uitați, încălzim apa cu... aragazul? Cu aragazul. În fiecare zi merg la un pârâu din cartier. Uitați-vă și noastră ce culoare are apa asta. Este posibil așa ceva? Apa nu este bună de băut nici măcar dacă este fiartă, atrag atenția medicii, iar cine bea riscă să se îmbolnăvească grav. Colici abdominale, chiar și boli dezenterice acute, precum și alte afecțiuni parazitologice și intestinale. Am și eu copii și deja bolnavi, au diaree, vomită, nu se mai poate, e strigător la cer. Dar până ce datoria de 12.000 de lei nu va fi plătită, oamenii nu vor primi apă. Locatarii l-au reclamat pe cel care i-a păcubit la parchet. Omul însă este de negăsit. Ne fugem.